dimineața, dragi viitori de mașini. Suntem la Târgu Mureș, exact în centrul orașului. Aici o să fie proba mâine și poimâine. Acolo e mașina noastră de raliu. Și acum le punem în mișcare. Înainte de competiție ne relaxăm. După care ne pregătim să mergem la startul festiv ce va avea loc în cetatea Târgu Mureș, la aproximativ 3 minute de unde stăm acum. Noi acum suntem la Hotel Concordia. Se pare genială locația pentru simplu fapt că este exact în centrul orașului. Avem și piscină, jacuzzi. Da. Greu. Mulțumesc. O zi faină. Ciao, ciao. Și e dimineață, toată lumea începe să pornească motoarele, suntem gata să înceapă și competiția. Mașina e pregătită, atâta noastră cât și a lui Sorin. În fața acolo avem multe mașini și dăm drumul să vedem ce facem azi. Nu cred, ce tare mi se pare totul. Uite, avem și camera video. Da. Prin național de Super Rally Tour by Super Pet. De pe care nu se întâmplă o chestie nouă în viața mea, e mega tare. Mai facem o probă acum să vedem dacă... Iar acum avem în start prima din cele două mașini electrice. Este vorba de Mihai Aurel Belie cu acest frumos și rapid Volkswagen Golf electric. Ce tare! Și cum treci de astea? Văd care a reușit până la urmă să învingă. Ai avut mașini zgomotoase în fața ta, nu știu ce. Te-ai ținut după ele până la urmă. Spune-ne cum vă simțiți de fapt, că sunteți un echipaj până la urmă aici la Târgu Mureș. Mie îmi place foarte tare ideea de Super Rally. Îmi place din ce în ce mai tare, pentru simplu fapt că faci kilometri. Chiar dacă nu-ți dai seama,
chiar te dai, chiar te bucuri de experiență foarte interesantă să poți să te dai pe un circuit stradal. Și partea cea mai tare la genul acesta de competiții este că suntem foarte aproape de public. Lumea are acces foarte ușor să vină să ne vadă și consider de bun augur apariția acestui campionat. Tu cum stai cu răcirea, Mihai? Toată lumea se plânge că are probleme. Nu știu cum se întâmplă aceste lucruri la mașinile electrice și de asta te întreb. Și la noi e la fel de problematic, adică am încărcat mașina de aproximativ 3 ori, în așa fel încât să avem curent pe toată ziua. Și acum, ca să-ți faci așa o idee, avem undeva la aproape plin bateria și avem un range de 50 de kilometri. Deci influențează clar și supratemperatura și motoarele electrice. Am înțeles, Mihai. Spune-ne, te vedem tot sezonul de Super Rally. Pe unde te mai vedem alergând? Tot timpul cred că te întreb chestia asta, dar vreau să te văd mai mult și vreau să mai aflu secrete de la tine. Ne dorim să continuăm proiectul cu Kaufland Rally Team. Vom fi la start la toate etapele de viteză în coastă. Vom fi la start la toate etapele de Super Rally să deschidem competiția. Și ne dorim și în campionatul național de raliuri să venim cel puțin la etapele de asfalt, în așa fel încât să adunăm kilometrii necesari pentru a deveni mai buni. Când o să vedem o cușcă și pe mașina asta? Pentru că tot timpul te vedem deschizător și ne gândim așa, măi, dar Mihai, de ce nu merge și el în concurs? Eu zic că sezonul viitor o să avem o mașină de competiții ce poate să atace primele 10 locuri, așa sper eu, electric. Ne dorim nisule la acest lucru, unde te găsim? Pe Vrum Vrum Vlog, vă așteptăm cu mare drag să vedeți toate experiențele noastre, pentru că este un canal de comunicare foarte bun pentru noi, în așa fel încât să putem să oferim oamenilor ce ne urmăresc o experiență completă a etapelor la care participăm. Doamnelor și domnilor, haide să-l aplaudăm pe Mihai Beltie, Volkswagen Golf Electric. Ziceam acum că a fost super mișto evenimentul și dacă tot ai zis, Ziman, ți-a plăcut? Foarte, super, super. Și ai mers și în dreapta, cum merge electrica? Foarte bine, neașteptat chiar, așa... Tu? Genial a fost. Mișto? Da, da. Și etapa ți-a plăcut? Da. Aici? Sighișoara? Plană. Ți-a plăcut? Stai să nu mă bag în ceva. Și etapa, cum ți-a... Da, de acum încolo o să văd centrul Târgu Mureșului altfel, da. Cu alți ochi. E o altă geometrie, da, nu se compară. S-a plăcut? Băi, m-ai surprins maxim. Altceva, clar. Tare. Da, și final de eveniment, super mișto evenimentul. Mi-a plăcut tare la Târgu Mureș. Ciao. Pa, pa. Gata, s-am terminat. Trebuie să ne ridicăm mașina și plecăm înspre București.